Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, alături de primarul municipiului Urziceni, Constantin Sava, au susținut o conferință de presă în cadrul căreia au prezentat problemele înregistrate la Ecoaqua. Aceștia susțin că există posibilitatea pierderii celui mai mare proiect accesat în Călăraș dacă nu se clarifică situația conducerii de la Ecoaqua. Vreau să tragem un semnal de alarmă întrucât data de 28 iulie a trecut și contractul de aproximativ 260 de milioane de euro, care include investiții pentru 33 de localități din cele două județe, nu a fost semnat. Pe această cale, vreau să le aduc la cunoștință tuturor celor care doresc să afle adevărul, că acea acțiune, din punctul nostru de vedere și a mai multor pentru persoane abilitate, este nelegală, iată că proiectul stagnează. Suntem în postura de a pierde cei 250-260 de milioane de euro pentru niște mofturi, ambiții ale unor oameni care vor să pună mâna pe putere. Vreau să vă spun de asemenea că în continuare, la Ecoaqua, încasările sunt mult mai mici decât au fost înainte. De asemenea, vreau să vă spun că există tensiuni maxime în interiorul instituției, în interiorul societății. În momentul când, și știți dumneavoastră, în momentul când sunt tensiuni, când este frică, când este teamă, când este, eu știu, lucruri care nu-ți dă posibilitatea să te desfășori la locul de muncă, automat rezultatele sunt pe măsură. Noi știți foarte bine că în urma hotărârii judecătorești și în urma faptului că nu a fost recunoscut acea o improvizație și cel numit de ce au un drept s-a dus să-și recapete postul, nu a fost lăsat în pace. Au fost niște reacții nedemne de funcționari publici, de oameni în general și mai ales de oameni care conduc instituții și societăți. Eu sper că în cel mai scurt timp domnul Neapșu, care a fost nominalizat să fie director acolo, să-și reia să ocupe din nou postul de director, astfel încât să reintrăm pe un focaj normal. Domnul primar al municipiului Urziceni, dacă vreți să spuneți ceva, dar vrea să închei prin a spune că acest proiect, de fapt format din două părți, unul de prin proiectul pe post de mediu, a cărui valoare s-a ridicat la peste 87 de milioane 100, de euro. 100 de milioane de euro, da? Și acest proiect de 260 de milioane de euro este, de fapt, un succes al administrației liberale. Un succes care a vrut să fie călcat în picioare. Un proiect care n-a ținut cont de ceea ce trebuia să face pentru cetățeni, ci pur și simplu ambițiile prostești ale unor politicieni locali. Acelor care sunt acum acolo. Domnul Iliuță Vasile, care coordonează din spate, domnul cum îl cheamă? Grama, cu toată echipa care încearcă să domine nelegal această instituție. Și vreau să-i felicit și pe domnul Cezar, că el a fost cel care s-a ocupat de acest proiect. Mi s-a adus tot felul de acuzații, dar poate o să răspundă cu subiect și predicat vreodată la afirmațiile pe care le-a făcut. Prețul apei, așa cum au zis că este mărit, nu s-a micșorat, pentru că nu există posibilitate legală. Și în spatele acestui preț sunt niște calcule bine stabilite. Dar nu vă spun bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt
așa cum a spus domnul primar, primarul municipiului Urziceni, Sava Constantin, luat de suflet la dumneavoastră la Călărași. Când spun că am fost luat de suflet, vă rog să mă credeți că mă mândresc cu lucrul ăsta, pentru că mă duc foarte bine aminte în sala Consiliului Județean în anul 2005, într-o toamnă, am fost acceptat ca să intru în această asociație de dezvoltare ECOA cu AISA Călărași, implicit în operatorul de apă și canal. Nu am făcut operatorul niciodată de râs, nu o să-l facem. Chiar a fost un punct foarte pentru ECOA Călărași, extinzând numărul consumatorilor la aproape 135.000 de consumatori, fapt ce ducea la câștigarea unei sume mai mari pe post mediu, de la 75 de milioane de euro la 100 de milioane de euro, dacă mi-aduc foarte bine aminte, iar Urziceniu a beneficiat de acele 25 de milioane de euro pe care noi l-am implementat și am executat lucrările ajungând la final. La povestea de astăzi, care, sincer pentru mine, din afara județului Călărași, aș putea să mă credeți că este neutră, dar reală. Am lucrat la acest proiect, așa cum am spus, din 2005. Să știți că munca n-a fost ușoară, a fost foarte grea. Din afară, așa de frumos se vede, așa de liniștit, dar munca, să știți că este altfel. Ce vreau să vă spun referitor la acest proiect? Cu ceva luni în urmă, când suma de 260 de milioane a fost acceptată pentru POIM, Programul pentru Infrastructura Mare, să știți că a fost mare veselie în rândul OAT-urilor din județul Călărași și Ialomița. Am ajuns într-un impas greu, foarte greu de trecut și nici nu vreau să mă gândesc că l-am putea pierde. Trebuie să facem tot posibilul ca peste acest impas să trecem și să putem semna acest contract de aproximativ 260 de milioane de euro. L-aș completa pe domnul primar Drăgulin și a spune în felul următor. După ce Consiliul de Administrație a fost demis, așa cum a fost demis, de 4 oameni, nu de mai mulți, ilegal, aberant, ce să vă spun, este ceva de neimaginat. Eu vă rog să mă credeți că a fost peste puterile mele de a înțelege. Vreau să vă spun și să vă dau un detaliu exact, precis, care ne va încurca sau s-ar putea să ne încurce definitiv în accesarea proiectului. Când se merge la semnarea contractului de acea sumă de 26 de milioane de euro, se pune o condiție primordială. Aranjamentul instituțional. De multe ori, cuvântul aranjament sună altfel. Și cu toți înțelegem altfel. De data asta, am să vă spun realitatea lui. Când se merge la semnat, se cere un certificat constatator de la Camera de Comerț. Atunci când te duci să te semnezi, să semnezi contractul, îți trebuie cine ești dumneata care ai venit să semnezi. Și te prezinți cu acest document, exact cum trece cu pașaportul sau buletinul la vamă. Dacă vă interesează subiectul, cereți la Camera de Comerț un extras și o să vedeți că acolo apare director general Neagu Cezar și vechiul ce are. Eu mă întreb, putem semna în aceste condiții contractul de finanțare? Vă spun sigur, nu. Păi nu. Și de ce vii domnul Cezar acolo? Pot să mă duc și eu director în seama acolo. E, aici este problema pe care eu am văzut-o un pic forțată și ne la locul ei. Atunci când domnul Cezar a fost demis aici de față, eu personal, și poate să spună, pe mine nu mă scoteau de acolo, niciodată.
Dacă eram eu, nu mă scotea de acolo niciodată. Probabil domnul Cezar este mai la locul lui, mai un om cu minte, un om care își vede de treaba dumnealui și probabil n-a vrut să intre în această polemică cu acești oameni. Întâmplător eu pe președintele Consiliului Județean, Iliu să-l cunosc de foarte multă vreme. Am avut discuții cu el nenumărate. Vă rog să mă credeți că am plecat, m-am surat la 5 dimineața de la Uzicene, am venit și m-am dus la el acasă. Să spun de vorbă, să liniștim lucrurile, pentru că eu n-am crezut niciodată că prioritatea numărul 1 a acestui operator și asociație de dezvoltare este alta decât atragerea acestor fonduri străine, nerambursabile de 260 de milioane de euro. După care, chiar am spus, haide să luăm banii, să ne facem treaba și după aia ne mai facem și ambițiile politice, dacă putem. Și uitați unde am ajuns. A venit vechiul CEA, a dat în judecată pentru anularea sentinței și hotărârii din 13, dacă mi-aduc aminte, o zi nefastă, 13, din nimeni, cum îi zice noi românii, și a fost suspendată. Ea trebuie pusă în aplicare, este cu executare directă. Nici în ziua de astăzi, când s-a dus vechiul CEA și a intrat în atribuțiuni, a numit directorul și vă dați seama ce s-a întâmplat când noul director s-a dus la sediul EGOAC. Domnul director are și o înregistrare, probabil o știți cu toții. Ați auzit-o? Cred că ați auzit-o în ce hal și ce comportament au avut acești... Eu, sincer, nu-mi permit să jignesc pe nimeni și n-am să o fac niciodată. Dar ca să luptăm pentru a lua acești bani, este mare, mare păcat. Lumea să știți că nu știe, de la țară, de la comune, ei nu știu ce dezbatem noi. Cât le-am spune noi că facem cu apă canalul, ei nu înțeleg. Ei vor și pe bună dreptate să li se facă ceva. Și uitați ce se întâmplă. Vă mulțumesc frumos. Bani, vreți să spui ceva? De fapt, vizită vis-a-vis de noua sa poziție, nu a... Bună ziua, ce spuse că am văziat. Nu are nicio legătură speța de la ECOAC cu noua mea poziție. Are? Din păcate, ce s-a întâmplat începând cu 13 mai și continuă încă, pune în pericol că cel mai mare proiect de infrastructură mare din județul Călăraș, după 90. Și printre cele mai mari din țară. Și printre cele mai mari din țară. 250 moment. De milioane de euro este o sumă foarte mare. Nu numai pentru județul Călăraș. Eu nu pot să înțeleg și nu o să înțeleg niciodată cum din pure ambiție, dintr-un orgoliu prostesc, nebunesc, să pui în pericol un asemenea proiect. Acum cineva a întrebat, cred că Marius, de ce trebuie să fie neapărat domnul Cezar Neagu în poziția de a semna contract. Părerea mea că domnul Cezar Neagu era director general al operatorului de apă regional atunci când s-a produs urmare decizii legale aceea, înlocuirea domniei sale. Eu am întrebat de ce nu este domnul Cezar director din moment ce dacă iau extrasul de la Registrul Comerțului apare ca fiind director. Asta da, din cauza litigiilor din instanță, probabil instanța încă nu s-a pronunțat. Eu am înțeles că, de fapt, trebuia pusă în executare decizia instanței. Nu stăpânesc foarte bine ce s-a mai întâmplat în instanță. Din punctul meu de vedere, dumnealui trebuia să întoarcă și trebuie să întoarcă rapid pe poziția de pe care a fost schimbat, nu pe care a plecat, de pe care a fost schimbat brutal, să spun așa. Sper să se întâmple. Nu știu care sunt termenele. Recunosc că nu le... Da, nu știu foarte clar care mai e situația în instanță. Așa. Dar cert este că ce s-a întâmplat la EcoAqua e clar o încălcare brutală a legii. Din ce motive? Pentru că nu există, de fapt, niciun motiv. Prețul apei ridicat, pe care
despre care s-a făcut, s-a bătut tata moneda. Este o demagogie pur electorală, pentru că dacă exista posibilitatea să se scădea acest tarif la un leu, cu doi, nu știu cât, probabil se și întâmpla. El doar a fost invocat pentru a da ca pretext pentru schimbarea domnului Cezar Neagu, unul dintre oamenii domnului Filipescu, să spunem așa. Dar proiectul nu e al domnului Filipescu. Proiectul e al întregului județ. Sunt localități care au mari probleme în alimentarea cu apă în aceste zile, din cauza secetei. Probabil că problemele se vor fi se vor întâmpla, se vor naște și anul viitor. Nu văd de ce, pur și simplu nu înțeleg de ce există încă acest blocaj în, instanță. Și ce rost are să continuăm situația asta. Din punct de vedere moral, să zicem așa, dacă poziția, să zicem, care sunt acum de o zi, două, și dacă voi continua până la sfârșit, o să încercăm tot ce e posibil legal ca Consiliul Județean, prin persoana mea, să încerce să repare aceste lucruri. Adică, poate în instanță, printr-o acțiune promovată de noi, să putem să ne întoarcem la starea de normalitate, de dinainte. Nu știu să vă spun că nu sunt în acest moment, din punct de vedere juridic, informat, dar dacă există această posibilitate, cu siguranță o vom face rapid acest lucru. Dumneavoastră puteți să emiteți dispoziția acum? Sau doar coordonați activitatea Consiliului Județean? Nu. Informația pe care o aveți, o aveți de la secretarul județului. Coordonare ce înseamnă? Coordonare înseamnă că stau într-un birou și chem... Nu. Din punctul meu de vedere, atât timp cât eu vorbesc din punctul meu de vedere personal, și bazat pe ordinul emis de către prefect, care ce spune? Că a încetat mandatul de consilier județean implicit, pe cale de consecință, implicit, și mandatul de președinte. Pentru că așa a fost ales, în urmă cu 4 ani. Există și un și codul administrativ în vigoare, e adevărat, și sunt niște prevederi care presupun încă o dovadă că a încetat mandatul. Dar asta se referă strict la procedura de alegere uninominală, pentru că e simetrie cu ce se întâmplă la primar. Vor în urmă cu 4 ani, președintele n-a fost ales uninominal. Atunci, din punctul meu de vedere, mandatul de președinte a încetat. Și, din acest motiv, din punctul meu de vedere, pot emite dispoziții. Probabil, unele dintre ele vor fi contestate dreptul fiecăruia, vom vedea, dar eu mi le asum. Asta vreau să vă spun. Cu încrederea că nu fac nimic ilegal. De fapt, i-am și spus secretarului general al județului, domnului Mușat, să mă sprijine, să mă consilieze, eu nu sunt jurist de profesie, cu bună credință, în așa fel încât nici eu să nu fac greșeli, nici domnia asta să nu facă greșeli. I-am spus, eu nu sunt temporar, până pe 27, sau până când voi fi, venit acolo să fac vreo ilegalitate sau ceva care e la limita legii. Am discutat și astăzi. Ce se poate face legal, se va face. Dar strict. În urma hotărârii pregătirești, la ultima instanță, a spus că ceea ce s-a întâmplat cu Consiliul de Administrație este ilegal, da? Și Consiliul de Administrație, ales conform procedurilor legale, a emis o hotărâre, i-a cerut întâi domnului director, cum îl cheamă, că nu știu, Victor San. Victor Sandu. I-a cerut o informare cu privire la activitatea pe care dânsul a desfășurat-o în perioada de până, să zicem, acum două săptămâni, trei. Dânsul n-a vrut să răspundă la, la această solicitare. Dânsul a luat o hotărâre prin care l-a numit ca interimar pe domnul Neapșu. Tocmai ca să... Că domnul Neapșu a zis că momentan vrea să stea în concediu câteva. Nu, nu puteam. Că, nu puteam. Nu puteam. Da, nu puteam. Și l-am nominalizat pe domnul Neacșu. Domnul Neacșu, care conform prerogativelor pe care acest Consiliu de Administrație le-a dat, poate să semneze orice fel de document. Pentru că și atunci când se va instala, atunci va merge și cu documentele la Camera de Comerț. De fapt, nu știu dacă nu le-am dus. Sunt date, da? Deci dânsul este în momentul de față cel care poate să semneze fără niciun fel de problemă
proiectul. Și mai e o problemă, vis-a-vis, cred că și domnul primar ți-a răspuns și îți mai completez eu cu ceva. Vedeți-vă, asta e o pungă de bani. Și tot se ia de acolo. Mai mult decât o pungă. Sunt foarte mult. Da. Un vagon de bani, poftim. Și se iau bani de acolo, da? Noi suntem, pentru că proiectul a fost bine întormit, mai trebuia, am înțeles, erau unele nelămuri pe care ar fi trebuit să le lămurească, dar nu le-au lămurit. Și de-aia am tras eu un semnal de alarmă acum. Și din banii aia vin alte OAT-uri la nivel județean sau asta de, ziceți, de societăți de apă, da? Care iau bani. Și din vagonul ăla de bani mai rămâne un compartiment. Da, din care trebuie să împartă poate la mai mulți care vin în perioada respectivă. Și de-aia noi am spus, dom'le, hai să terminăm o dată cu toate pe grea astea. Că dacă erau legale, asta e, dom'le. Făceam mea culpa, du-te și rezolvă, da? Atâta timp când nu sunt legal și ei știu lucrul ăsta. Deși invocă tot felul de legi pe care în gândirea lor zice că este bine. Dar spuneți-ne acum, cu cine vă mai judecați? Că ați dat o hotărâre de Consiliu? Consiliul local să fie implicat în proces. Da. Da. Ieri am avut ședință de Consiliu, am transferat partea de responsabilitate din partea primăriei în partea Consiliului Local. Reintentăm proces și mergem încă o dată pe ei. Deci Consiliul Local. Consiliul Local, da. Fără PSD. Și domnul Sava și dumneavoastră și mulți alții reprezentanți ai administrației liberale și ai EcoAqua ați declarat că acolo este un lucru infracțional cu organizat. Întrebare până la câmpierea asta din instanță. Da? De ce nu a fost făcută sesizare pentru aceste infracțiuni sau dacă a fost făcută, de ce credeți că organele în drept nu au acționat pentru a pune în ordine o disfuncționalitate majoră cu caracter de infracțiune. Asta e una. Și a doua, ieri cred că trebuia să convocat în Consiliul de Administrație legal, aveți și majoritatea acum în care să puneți rapid într-o hotărâre toate aceste lucruri. Faceți o hotărâre, o adunare generală, o hotărâre... Am să vă răspund eu pe scurt, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră, cu bună dreptate, spuneți, domnule, de ce... Hai, la treabă, nu? Ce mai stați? Hai să vă dau o speță. În biroul primarului, după ce acțiunea din 13 a fost suspendată, am chemat poliția. Știți ce ne-a spus poliția? Și cred că mă credeți. Da. Dom'le, trebuie să luăm executor judecătoresc. Adică, vă dați seama în ce încrengătură am intrat. Domnul Neacșu a fost numit de fostul Consiliu de Administrație, legal constituit, astăzi, și s-a dus să-și preia funcția. Și a dat viteză. Dar deci, poliția a spus că celălalt director... Poliția de ce nu a rezolvat problema? Dragii mei, eu nu pot să analizez activitatea organelor abilitate care se ocupă cu probleme de genul ăsta. Dar, în schimb, pot să vă spun că au fost receptivi și au venit, au luat declarații de la toată lumea. O cercetare penală nu se face de azi pe mâine. Trebuie să duneze, să adune probe. Noi sperăm, în păcate, asta e. Este un fapt. Păi înseamnă că dacă și eu mai veneam cu niște gelați acolo, puteam să mă instale urez eu direct. Nu cred. Până la urmă, domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul primar de la municipiu, cineva trebuie să răspundă pentru daunele care s-au provocat la EcoAqua, cum vă gândiți să-i... Hai să ne liniștim un pic și... Dar opinia publică trebuie să știe. De mâine cine e directorul EcoAqua? Păi de vreo două săptămâni ar trebui să fie domnul Neacșu. Păi ar fi trebuit, eu zic, cine e? După părerea, ne consultăm asta, domnul Neacșu ar trebui să fie. Domnul Neacșu este director de fapt. Ar trebui. Și nu este lăsat să intre. Acum nu cred că mai își permite. Iar? Nu cred că își mai permite. Dacă își permite... Păi de ce să își permite? Bine, la mintea lor, da. Dacă și-au permis... Nu, o să încercăm. Bine, dimineața, la prima oră... Problema să fie una juridică. Da. Nu este lămurită din punct de vedere juridic. Din păcate. Trebuie să înțelegi că, de fapt, nu poți face chiar tot ce vrei. Au distrus EcoAqua, acum se îndreaptă către acești oameni să facă, nu înțeleg.
și rolul lui ADI. De fapt, ADI este autoritate tutelară, ADI este cea care urmărește derularea contractului de delegare cu operatorul, ADI este cea care a încredințat operatorului contractul de delegare a serviciului, iar acum ne trezim că schimbă statutul, că schimbă un consiliu de administrație ales și prin concurs public făcut, schimbă directorul care vine tot prin concurs, ne trezim într-o situație în care au venit trântorii la un borcan cu miere, da? Acest borcan încearcă să răstoarne ei și noi trebuie să facem în așa fel încât să păstrăm borcanul bun. Când spuneți că nu poți să faci ce vrei, te vă referiți la ei sau la dumneavoastră? Mă refer la ilegalități. La ilegalități. Nu putem face ilegalități acum, legea. Să ne bătem cu ei. Ce-ar însemna să aflați mâine că domnul a plecat ăștia cu război, că ne-am putut în birou acolo. Strecu, suntem oameni. Întrebarea către domnii polițiști care au fost în birou la domnul primar a fost următoarea. Dom'le, mergem să ne instalăm directorul? Nu. Este executorie. Luăm declarații, luăm un executor judecătoresc. Păi și le faceți plângere polițiștilor? Le-am făcut. Fie pentru abuz, fie pentru negligență în serviciu? Nu, așteptăm și noi să mai tracă când fac ei și întrebăm. Domnule, nu poți să bați cu pumnul masă, noi avem eleganță. Păi eu n-am zis să bateți cu pumnul masă, am zis să faceți o plângere dacă dumneavoastră spuneți că aveți dreptate și că legea vă dă dreptate și că aveți o dispoziție executorie de la instanță. Pe diferite, cum să spun, plângeri pe care noi le-am făcut, sunt mai multe procese. Înseamnă că n-aveți dacă nu puteți, că nu înțeleg. Că n-aș vrea să mă las manipulat de nimeni. Păi nu, chiar nu e manipulat, atâta timp cât este clar. La Registrul Comerțului există un Consiliu de Administrație. Ales. La Registrul Comerțului s-a dus inclusiv numirea domnului Neapșu, pe care a acceptat-o. Cealaltă n-a fost acceptată și așteptăm acum să vedem. În urma procesului, care este în derulare, ce se întâmplă? Da? Noi așteptăm că noi suntem obișnuiți să respectăm legea. Știu că se dorește foarte mult. Și noi. Legea de partea dumneavoastră. Păi aveți, dar dacă legea... Dacă asta de la instanță? Aplicarea legii înseamnă să parcurgi niște pași. Noi am parcurs pe toți. Domnul primar, dar în momentul de față, domnul Neagu Cezar, în drept, este... Nu, mai este domnul Neagu. Nu, mai este. Nu, să știm de la Registrul Comerțului pentru terți, domnul Neagu Cezar e director. Domnul președinte la Consiliul Județean, vă rog, când puteți să dați o dispoziție în așa fel încât să fie reîntregite majoritatea, să zicem, sănătoasă în Consiliul de Administrație la... În ADI. În AGA e cu APA. Ca să poată să ia... Până la urmă aici a fost distorsiunea. Faptul că la un moment dat Consiliul Județean s-a sucit dintr-o parte în alta. Da? Din câte știu... Când ați putea? La prima ședință ordinară pe care o facem în luna asta. Aveți nevoie de acordul consilierilor? Exact. Și credeți că, având în vedere situația nu. Reală, nu. Ca să vă spun foarte direct, nu. Deci va mai curge apă. Acum dumneavoastră vă judecați cu Ecoaco, cu SC Ecoaco, nu cu AGA. Acolo sunt problemele, în AGA. AGA care? AGA Ecoaco. Aga problema acum este cu directorul. AGA și-a revenit pe funcție AGA veche. Spuneți dumneavoastră. Ceilalți spun altfel. Da. Păi dacă ne-ați întrebat, v-am răspuns. Noi, în instanță, am atacat hotărârile AGA. Deci nu ne judecăm. Ne judecăm către Ecoaqua, către... Pe portalul instanței scrie SC Ecoaqua. Scrie SC Ecoaqua, da, dar am atacat un organ de conducere al lui Ecoaqua. Deci cu Ecoaqua. Lumea înțelege că dacă ei erau ilegali, venea poliția și de la o parte. Că altfel omul zice, mă duc eu director acolo. Asta nu e chiar așa. În fine, ce pot să vă spun este, vis-a-vis de AGA, dacă Consiliul de Țară nu se prezintă la o ședință, deciziile iau ceilalți. Deci pe noi nu ne deranjează dacă cei de la Consiliul de Țară nu vor veni. Știu că are un număr maxim de acțiuni. Să fie votat de cinci. Da, dar atâta timp cât are un reprezentant și Vali poate să aibă puterea de a decide, de a decide să se mai prezinte, el să prezinte altcineva, cred că nu o să fie nicio problemă. Discutăm și cu partea juridică, să vedem. Poate. Bun.
are mandat aici. Pe tocmai, le discutăm, dar abia s-a instalat și acolo. Am aruncat-o și noi. Da, știu.